Biblioteca Centrală Universitară Carol I, în parteneriat cu Fundația Universitară Carol I și Muzeul Național al Literaturii Române, a organizat și în acest an Festivalul Cultural Strada de Carte. În aceeași perioadă a avut loc și Festivalul Capitalelor Națiunilor Centenare, românii celebrând astfel 100 de ani de la Marea Unire. Prin prezența dumneavoastră la deschiderea Festivalului Strada de Carte, încurajați promovarea culturii în rândul tinerilor și nu numai. Așa este, încercăm să ne împărțim timpul în așa fel încât să fim prezenți atât la evenimentele operei comice pentru copii, pentru care reprezint această instituție, dar bineînțeles să fiu și alături de colegii mei și mai ales de evenimentele care trec dincolo de granițele țării și se desfășoară aici la noi, ne reprezintă și până la urmă înseamnă pentru noi valori spirituale de care să fim mândri și cu care într-adevăr să ne putem oriunde afișa, înfățișa. Acest festival este foarte binevenit. E un festival care, de care era nevoie. Cartea rămâne totuși, cartea tipărită rămâne un model de comunicare important. Și felul în care a fost gândit acest program mi se pare foarte ingenios, cu atât mai mult cu cât adună țări care au avut destine comune și care au acum o sărbătoare comună, că este centenar. Centenarul desăvârșirii unității statale reprezintă un moment de apogeu al dezvoltării națiunii române. 100 de ani de istorie au acumulat momente grele, unele tragice, dar cu toate acestea, România s-a dovedit o corabie trainică a națiunii, scria academicianul Dan Berindei. Pentru a onora memoria personalităților care au contribuit la realizarea României mari, Romfilatelia a introdus în circulație, chiar în acest festival, emisiunea de mărci poștale Făuritori ai Marii Uniri, partea a doua. Pe elementele emisiunii sunt reproduse portretele unor patrioți care s-au luptat pentru îndeplinirea idealului național al românilor. Aici îi vom regăsi pe Gheorghe Pop de Băsești, luptător pentru drepturile românilor din Transilvania, portretul lui Iancu Flondor, lider unionist din Bucovina, portretul lui Tache Ionescu, politician român de anvergură cu un rol determinant în realizarea Marii Uniri din 1918. Pe timbrul coliței cu valoarea nominală de 19 lei este reprodusă stema de stat a României întregite. Evenimentul lansării emisiunii de mărci poștale a fost organizat în parteneriat de Academia Română, Romfilatelia și Biblioteca Universitară Carol I. În anul 2018, pentru instituția noastră și pentru prestigiul mărcii poștale, este anul în care aniversăm 160 de ani de la renumitele timbre Cap de Băur. De aici pornește istoria noastră de simbol de țară. Marca poștală a pus în valoare în urmă cu 160 de ani un timbru care a intrat deja în clasoarele unor personalități și, așa cum spunea un redutabil expert internațional, Hein Blücher, că a adus în Europa ceea ce este mai important în domeniul filatelic și nu numai. Într-adevăr, văzând aceste imagini, care sunt imagini de patrimoniu, și vreau să vă spun că a fost o vreme când aceste imagini erau amenințate cu dispariția, românii însă trebuie să vizualizeze această generație extraordinară. S-au ales figuri de oameni de stat. Aceasta este generația oamenilor de stat, generația care s-a gândit la generațiile viitoare, o generație care nu s-a mai întrepetat, pentru că România, începând din anul 1953, când murea la Siget Iuliu Maniu, nu a mai avut niciun om de stat. Până astăzi, avem oameni politici, oameni de stat, detalia celor pe care îi vedeți în emisiunile acestea filatelice
sau un film de la Arhiva Națională de Filme nu s-au mai repetat după dispariția în pușcărie a lui Maniu. Ceilalți au avut norocul să poată mai devreme. Niște prieteni mă întrebam ce s-ar fi întâmplat cu Nicolae Iorga, de pildă, dacă cineva ar fi îndrăznit să îl bage în pușcărie. Țara în care cineva a îndrăznit să asasineze un gigant ca Iorga, sigur că ar fi fost alții care ar fi băgat în pușcărie. Atunci când am vizionat aceste imagini ale filmului, am rămas cu toți impresionați, ceea ce de fapt am dorit și ceea ce încercăm fiecare acasă, copiilor noștri în școli, să vadă și să poată să înțeleagă. Este impresionant să-i vezi cât de mândri și cât de drepți au fost și ar trebui să ne simțim și noi la fel. Colița nedantelată a emisiunii este ilustrată cu o imagine a reginei Maria în veșminte de încoronare, alături de portretele Patriarhului Miron Cristea, Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu și Ion Ice Brătianu. În ultimul timp, legat mai ales de Gembenar, sigur s-a vorbit foarte mult de ea, s-a vorbit, aș spune, ocazional, a rămas totdeauna o parte puțin de zâmbet, dacă nu chiar de rânjet, pentru că, în primul rând, lumea a avut în vedere atitudinea ei de femeie. Acestea sunt lucruri care, din păcate, ne caracterizează, dar nu reprezintă adevărul despre această femeie cu totul excepțională. Astăzi mi-ar face plăcere să amintesc în fața domniilor voastre ceva ce va tăinui legat de Regina Maria, chiar dacă suta de ani de la război se îndepărtează, iar rămâne acest aspect al vieții ei, rămâne pentru totdeauna în istoria noastră, și anume calitatea ei extraordinară de cronicar. Nu face parte, nu figurează în dicționarele literaturii române. N-a fost socotită ca atare și, sigur, dacă suntem răutăcioși, putem să arătăm cu degetul. Pentru că sunt multe, multe personaje mărunte care figurează ca scriitori români. În vreme ce această femeie, care are un jurnal de 17.000 de pagini, nu figurează. Nu stăruie acum în legătură cu literatura pentru copii, pe care a făcut-o, literatura militantă, care este extraordinar de interesantă, în plin război, ea scrie o carte, se difuzează în primă ediție în limba engleză, My Country, ca apoi să fie tradusă în limba română, a tradus-o chiar Nicolae Iorga, într-o primă formă. Revenind la acest jurnal, îndrăznesc să spun că alături de Constantin Argentoianu, care săracul nici el nu figurează în dicționare, oferă panorama cea mai cuprinzătoare, cea mai interesantă, cea mai veridică despre România dintre 1916-1938. Emisiunea aceasta a Rotariei nu face decât să la pare de omagiu. Are și un, din punctul meu de vedere, un puternic caracter educativ și ne trimite spre studiu și spre recunoașterea adevărat tuturor contributorilor la această reunire.
fost foarte fericit astăzi să asist la un eveniment organizat de către Filatelia Română, de doamna Cristina Popescu, aici la Biblioteca Centrală Universitară, în care s-au comemorat câteva din marile personalități ce s-au implicat pozitiv acum 100 de ani în procesul Unirii. A fost o prezentare sumară a personalităților respective cu fotografiile corespunzătoare, s-a evocat importanța evenimentului și în același timp am avut promisiunea filateliei că va consacra în timbre toate evenimentele respective. Cel mai mare castru roman din România. Orașul primului Nou Testament în limba română. Prima unire a românilor. Trinitas TV a prezentat în cadrul Festivalului Strada de Carte filmul documentar Alba Iulia, Cetatea Unirii, realizat de părintele Alexandru Trușcă. În cadrul Festivalului Strada de Carte suntem găzduiți de Biblioteca Centrală Universitară și, mai mult decât atât, împreună cu acest festival este organizat și un festival al capitalelor națiunilor centenare, iar Alba Iulia, după cum veți vedea, cred că merită onorat ca oraș, ca Cetatea Unirii și printr-un film documentar. Ne apropiem de finalul unui maraton cultural de excepție, în care instituții de obicei poate mai puțin înclinate la a colabora și-au dat mâna. Și mă refer aici la Biblioteca Centrală Universitară Carol I, dar și la Muzeul Național al Literaturii Române, dinpreună cu alți parteneri, cum ar fi Academia Română, Romfilatelia și Arhivele Naționale, precum și foarte, foarte multe alte ONG-uri și parteneri privați care ne-au sprijinit în aceste două săptămâni în care am derulat Strada de Carte, ediția a șaptea, și care a fost prefațată de o primă săptămână a Festivalului Capitalelor Națiunilor Centenare. Ne adresăm unui public larg pentru că prin oferta culturală complexă pe care am avut-o în aceste două săptămâni am reușit să atragem pe de-o parte elite profesionale mai aplecate să participe la mese rotunde sau conferințe foarte, hai să spunem, dedicate bibliofiliei sau cărții rare sau patrimoniului național cultural scris. Pe de altă parte însă ne-am adresat publicului larg prin cele 16 concerte și recitaluri, lecturi publice, am avut un regal de poeți din România, dar și din celelalte 9 națiuni care servează centenarul anul acesta, 6 expoziții și de asemenea ansamblu coralelor Cantus Mundi, care de asemenea în aulă au rezonat foarte frumos, 7 lansări de carte, 7 proiecții de film documentar, deci tocmai de asta spuneam cu proprietatea termenilor că într-adevăr oferta noastră a venit în întâmpinarea gusturilor tuturor generațiilor. Un moment memorabil a fost acela al șansonetelor, având-o ca solistă pe soprana Diana Tudor alături de pianistul Alexandru Burcă. Ca manager cultural am avut bucuria să colaborez cu Muzeul Național al Literaturii Române cu proiectul Șansonete Franțuzești, care s-a bucurat de un real succes și am reușit să ajungem cumva la sufletul publicului. Iar în această perioadă, un maraton cultural, aș putea spune, am avut și am în continuare onoarea și privilegiul să colaborez cu două instituții culturale remarcabile, în spațiul
bucureștean, Biblioteca Centrală Universitară Carol I, Fundația Universitară Carol I. Am bucuria să colaborez în cadrul acestui proiect cu soprana Diana Tudor, care are o voce remarcabilă. Diana cântă alături de pianistul Alexandru Burcă, care mânuiește pianul cu foarte mult har și dragoste. Visul nostru este să ajungem cu acest proiect muzical în Paris, unde să bucurăm publicul care se află acolo.